Un patinoar, roata panoramică și trenulețul lui Moș Crăciun îi așteaptă pe turiști în Sibiu la târgul devenit deja tradiție în ultimii 16 ani. Pradul anul ăsta parcă mi se pare altfel. Nu știu, am venit și cu prietenii, altă atmosferă. Nu mă așteptam să văd aprinzându-se luminile. Eram vis-a-vis cu un prieten și a fost de-a dreptul ciocant. Este foarte frumos. Venim aici în fiecare an, ca de fiecare dată și o atmosferă foarte faină și deja simțim sărbătorile că au venit. Vor fi nelipsite tradiționalele băuturi, gustări sau decorațiuni, dar și produse noi. Este unul dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa. E bine, îmi place roata. Roata? Căluții îți plac? Da. Beautiful every year. Este frumos în fiecare an și ne face să ne retrăim copilăria. Avem 113 căsuțe plus încă aproximativ 7, le denumim noi photo points, sunt tot felul de locuri, să zic așa, și instagramabile, dar și în care se primesc poate diverse mici cadouri când îți faci o poză acolo. Târgul de Crăciun rămâne deschis până în a doua zi a anului viitor.